do Kronicz, kapitolul 419, versetul 1. Abia a dormit cu părinții lui și a fost îngropat în cetatea lui David. Și în locul lui a dormit fiul său Asa. Pe vremea lui, țara a avut odihnă 10 ani. Asa a făcut ce este bine și plăcut înaintea Domnului Dumnezeului său. A îndepărtat altarele dumnezeilor străini și înălțimile, a sfârmat stâlpii idolești și a tăiat astartele. A poruncit lui Iuda să caute pe Domnul Dumnezeu părinților săi și să împlinească legea și poruncile. A îndepărtat din toate cetățile lui Iuda înălțimile și stâmpii închinați soarelui și în împărăție a avut pace sub el. A zidit cetăți întărite în Iuda că țara a fost liniștită și împotriva lui n-a fost război în anii aceia, pentru că Domnul i-a dat odihnă. El a zis lui Iuda să zidim aceste cetăți și să ne încojurăm cu ziduri, cu turnuri, cu porți și cu zăvoare. Țara este încă a noastră, căci am căutat pe Domnul Dumnezeu nostru. L-am căutat și El ne-a dat odihnă de toate părțile. Au venit, dar și au isputit. Asa avea oștire 300.000 de oameni din Iuda, care portau scut și suriță, și 280.000 din Beniamin, care portau scut și trăgeau cu arcul. Toți oameni viteși. Zerah etiopian a ieșit împotriva lui cu oștire de 1.000.000 de oameni și 300 de cară și a înaintat până la Mareșa. Asa a mers înaintea lui și s-a înșiruit de bătaie în Valea Țefata, lângă Mareșa. Asa a chemat pe Domnul Dumnezeu lui și a zis, Doamne, numai Tu poți veni în ajutor celui slab ca și celui tare. Vino în ajutorul nostru, Doamne Dumnezeu nostru, căci pe Tine ne sprijinim și numele Tău a venit împotriva acestei mulțimi, Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru, să nu iasă biruitor om împotriva Ta. Amin. Reașezați-vă, vă rog. Mulțumim Bunului Dumnezeu care ne-a păstrat cu viață până în această seară, numele Lui să fie slăvit. Amin. Lui suntem recunoscători mai mult decât de viața aceasta, având în vedere pentru cei care am avut parte de harul chemării cerești și pentru viața veșnică. Și în seara aceasta suntem aici și dacă cineva încă n-a avut parte de binecuvântarea mântuirii, fie cercetarea Domnului peste noi toți. Amin. În așa fel încât în deplină conștiință, într-o siguranță și pace, așa cum a fost în cazul de astăzi despre care am citit, să putem lăuda pe Domnul, slăvit să fie numele Lui. Amin. Amin. Prin cuvintele citite v-am adus în atenție o istorie petrecută în urmă cu aproximativ 2900 de ani. Viața unuia dintre împărații lui Iuda, care a domnit 41 de ani la Ierusalim. Am putea spune o viață întreagă. Și prin cuvintele citite care îl caracterizează, putem să ne gândim și noi la viața noastră de până aici, la perspectiva ei pentru cei mai tineri, și, bineînțeles, putem să luăm decizia sau să reflectăm asupra angajamentelor luate, pentru că viața noastră trece și contează undeva în cărți, se scrie, felul în care am decis să trăim. De aceea vă propun să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu și a Cuvântului Său. Ce s-ar putea spune, și mai corect și mai exact, scrie despre noi? Pentru că oricum se scrie. Și n-are niciunul dintre noi vreun secretar angajat și nici vreo relație care să-l favorizeze în raport cu ceea ce scrie Dumnezeu în cărțile sale. Noi avem acces la ceea ce se scrie, dar fiți liniștiți că Dumnezeu este credincios, este onest. Nu o să scrie decât adevăr 100%. Dumnezeu ia analize nu din vârful limbii, ci din adâncul inimii. Dumnezeu se uită la un om astăzi, dar se uită și în perspectivă peste ani. Și toate notațiile sale sunt drepte. Toate căile Domnului sunt adevărate. De aceea, să știm cu cine avem de-a face. În fața lui, nota scriitorul în Evrei, totul este gol, descoperit. Și Dumnezeu face inspecție până acolo când desparte sufletul și Duhul. Judecă simțirile și gândurile.
Totul este cunoscut de El. Aleluia. Chiar cu anticipație, slăvit să fie în veci. Amin. Vreau să vă arăt din viața acestui bărbat evreu, mai întâi, că el a luat o decizie bună și a fost statornic ani în șir. Iată ce scrie aici în versetul 2. Asa a făcut ce este bine și plăcut înaintea Domnului Dumnezeului său. În ce a constat atitudinea sa pozitivă, citesc și versetul 4, a poruncit lui Iuda să caute pe Domnul Dumnezeu părinților săi și să împlinească legea și poruncile. Ceea ce a făcut bun și apreciat înaintea Domnului, a constat din aceste două aspecte care se îmbină perfect. A căutat pe Domnul și respectiv a împlinit cerințele divine a Cărții Sfinte. Ce înseamnă a căuta pe Dumnezeu? Vă rog să vă gândiți că omul a fost expulzat din grădina Edenului. Și noi am fost creați inițial să trăim în compania lui Dumnezeu. Să avem o relație directă și apropiată cu El. Dar de îndată ce omul a păcătuit, Adam și Eva au fost dați afară din grădină și de atunci. Și până seara aceasta. Dumnezeu stă în cer și privește spre pământ, așa, în mod pe înțelesul nostru exprimat, vă citesc din Psalmul 53 și observă versetul 2. Se uită de înălțimea cerurilor, să vadă dacă este cineva care să fie priceput și să caute pe Dumnezeu. El a lăsat pe oameni să umple în căile lor. Și a dat pământul și nu-i pare rău de darurile date. Dar vrea să vadă, avem priceperea asta? Și nu există pricepere mai mare decât aceasta. Să căutăm din nou raiul, sau mai degrabă și mai întâi să-L căutăm pe Dumnezeu. Oamenii pe pământ caută valori, comori. Solomon a ajuns la mare poziție. Nu doar că a fost un împărat, ci este de toți în vremea sa. Foarte bogat. Vă rog să vă gândiți, argintul în vremea sa n-avea nicio valoare. Aurul venea cu tonele. Ceea ce ar fi invidiat de orice om și din vremea noastră. Și totuși, după ce a încercat în lumea asta să fie satisfăcut, să caute înțelepciune, avere, orice altceva și-ar putea dori un om sau ar putea avea pe pământ, a ajuns la dezamăgiri profunde, nu doar așa că l-a necăjit cineva cândva. Pentru că adevărata fericire pentru om sau drumul spre fericire are de face cu căutarea lui Dumnezeu. În ideea aceasta spunea și Domnul Hristos, vă citesc din Evanghelia Matei, capitolul 6, versetul 33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și El vorbea, mă refer contextual, la unii care nu aveau mari posibilități pe pământ. Și la unii care se gândeau că n-au ce mânca mâine. Observați cum sunt oamenii. Unii uită de Dumnezeu că au prea mult, alții n-au timp de El că n-au ce mânca. Și totuși, mare înțelepciune și cea mai importantă decizie de o viață e căutarea lui Dumnezeu. Amin. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Amin. Și neprihănirea Lui. Acesta e al doilea aspect, ce l-am amintit și la asta. Și toate aceste lucruri, necesare vieții acesteia, suntem în tranzit pe pământ, călător, nimic mai mult. Vi se vor da pe deasupra. Adică cine alege să-L caute pe Dumnezeu, are rezolvat și celelalte probleme. Întrebarea mea este pentru dumneavoastră direct, concret, în ultima vreme, de la 1 ianuarie 2012, ce ați făcut
în a căuta pe Dumnezeu? Sau credeți că l-ați găsit deja? Cu siguranță că am aflat drumul luminii. Am intrat o parte bună dintre noi, cred, pe poarta cea strântă. Dar pe calea îngustă încă mai este de mers? Până la Dumnezeu mai este drum? Cu siguranță. Putem vorbi de o căutare inițială. Pentru că unii nici n-au auzit de Dumnezeu și se lasă găsiți și de aceea. Alții îl caută bășbâind, spunea Apostolul și recomanda atenienilor. Unii l-au găsit. Andrei scrie în Emanuel, s-a dus la fratele său și a zis, noi l-am găsit. Dar de-abia atunci a început drumul după Domnul. Și împărăția lui Dumnezeu are de face cu acea poartă a cerurilor pe care încă n-am intrat, dar suntem siguri că ea este descuiată. Și Domnul care are și cheile locuinții morților și stăpânește peste tot din univers, spunea însăși Mântuitorul, scrie în Luca 12, că Tatăl ne dă cu plăcere împărăția. Dar să o căutăm toată viața. Amin? Cum putem să o căutăm pe Dumnezeu? Doar nu-i cazul unui peregrinaj, nici doar a unei încercări mistice, cum încearcă acum să ne seducă religiile asiatice, de exemplu. Să rostim un cuvânt sau să încercăm alte metode până când ne depeizăm și intrăm undeva în absolut. Nu, Dumnezeu nu ne cheamă să ne pierdem, dimpotrivă, să ne regăsim. Și să-L regăsim și pe El în adevărata sa identitate și să ne dobândim noi valoroasa identitate de a fi copii al lui Dumnezeu. Să luăm două exemple. Uneori, exemplele vorbesc mai bine decât definițiile. Cartea a doua, Cronicilor, capitolul 34. Un tânăr de 16 ani. Scrie în versetul 3. A început să caute pe Dumnezeu tatălui său David. Și-au durat căutările 4 ani. După care a trecut la o altă operație despre care vom vorbi în această seară. Deci a căutat pe Dumnezeu nu înseamnă să mergi sporadic la adunare. Și măcar să zici și din când în când un Doamne ajută sau să te gândești așa întâmplător la Dumnezeu. A căuta înseamnă cât o facultate, dacă vreți. 4 ani. Luați-o apoi cu, depinde în ce regim, cu master, cu tot. Și pentru pocăiți treceți la studii doctorat, dacă vi se pare că l-ați găsit și aveți licență în pocăință. Spunea Solomon că și înțelepciunea e departe încă de cine pornește pe drumul ei. Observați în știință oamenii cum tot mereu au noutăți. Dar, dragii mei, știința nu e decât una din profesiile lui Dumnezeu. El este deasupra creației. Cine ar putea să spună că îl cunoaște în mod suficient? Noi nu ne cunoaștem pe noi. Din punct de vedere fizic, de exemplu, cât de complex este ființa umană. 4 ani. Ce a făcut în acești 4 ani? A urmat o a doua etapă. Când avea 26 de ani, scrie în versetul 8. Atunci când s-a găsit cartea, Biblia să numim noi, pentru că o avem complet, i s-a citit din ea. A urmat o căutare anexă, spune, când a trimis la un profet să întrebe pe Domnul. Căutarea are de face cu cercetarea. Și în primul rând putem să-L cercetăm pe Dumnezeu și să ne familiarizăm cu voia Sa, cu ființa Sa din Sfântul Cuvânt. Care îl prezintă pe Domnul Hristos. Și Domnul Hristos este precum Tatăl. Dar asta cere efort. Vă dau ca exemplu cele scrise de Solomon în capitolul 2 al cărții Proverbe. Aici sunt cei
7 dacă. Dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, după ce le vei primi, dacă vei lua aminte, dacă îți vei pleca inima, dacă vei cere, dacă te vei ruga, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul. Și deja ai prima notă. Începutul înțelepciunii. Ești pe drumul cel bun. Dar asta cere efort. Dragii mei, obișnuiți să citiți Biblia? La noi în biserică era o soră. Credincioasă, spunea. Așa am fi cunoscut-o și noi. Dar în urmă cu vreo 2 ani, aproximativ la vârsta de 44 de ani, rămasă în șomaș, s-a apucat să citească Biblia. Poate să nu înțeleagă cineva că doar cei care au timp liber și concediu e timp pentru asta. Dar acum și-a propus să o citească repede. În câteva luni a terminat-o și așa s-a îndrăgostit de Biblie, încât urgent s-a apucat să o recitească. Dar acum și-a luat și niște caiete de notițe. Am fost la ei vizită, aveau vreo 3 caiete completate și îmi zicea, frate, dar versetele astea au fost prea frumoase ca să nu le transcriu. Am vrut să le scriu eu cu mâna mea. Știți că sunt versete de Biblie care le-a scris și Dumnezeu cu mâna Lui. Apoi zice, narațiunile acestea, am vrut să le schițez. Erau prea interesante. Una din fiicele ei glumea cu ea și a întrebat-o, mamă, vrei să dai la teologie? Eu spunea, nu, n-am nicio implicare concretă în privința aceasta. Dar m-am îndrăgostit de ce le scrise. Dar să vedeți ce limbaj duhovnicesc avea, ce dorințe, ce sugestii a avut pentru mine în lucrarea de slujire. Deci, în orice etapă a vieții, există noi dimensiuni a căutării noastre după Domnul. Și pe lângă cercetarea cuvântului, ceea ce înseamnă citit și meditație multă, rețineți, meditație multă, memorare, strâng cuvântul tău în inima mea. Un al doilea exemplu, Daniel, capitolul 9. Și acesta era undeva la bătrânețe. Și scrie în versul 3, mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cere-L postind în sac și cenușă. Un timp în care să îți faci vreme pentru a te apropia într-un mod consistent de Dumnezeu. Poți să te rogi și mergând cu troleul. Da. Chiar muncind, dacă nu este ceva ce solicită întreaga capacitate. Dar trebuie să ai timp de rugăciune și chiar de post, ceea ce este necesar în a te apropia de Dumnezeu. Vreți să ne angajăm în aceasta? Un tânăr din Arad locuia în Viena și nu avea de lucru. Și familia la care caza îi zice, măi, tu zici că ești credincios, dar mie nu prea apare asta. Auzi, îți propun o lună de zile să citești regulat din Biblie și să te rogi. Și să vezi dacă viața ta spirituală nu se va îmbunătăți. Vei fi altul. Vei avea mai puține glume, mai puține intenții și slăbiciuni păcătoase. Și oarecum, fiind constrâns, din două motive, ei erau gazdă, nu avea de lucru, s-a apucat. După 2-3 săptămâni deja, cum vă spuneam și în cazul acelei surori, se schimbase limbajul. Erau alte dorințe, altă mentalitate. Nu s-a oprit la o lună, a continuat, a fost născut din nou, apoi s-a căsătorit și este un bărbat cu o familie credincioasă. Pentru că tot te pleacă de la o căutare sinceră a lui Dumnezeu. Nu încercați doar să vă trudiți în a respecta percepțiile unei biserici. Pentru că n-am nicio intenție să facem un prozelitism sec. Să mai avem încă un membru, încă un adept. Și în final, ce să facem cu dumneavoastră?
să vă dăm un certificat de atestare religioasă de la o biserică. Noi suntem în căutarea unui Dumnezeu pe care l-am pierdut și pe care nu l-am avut și care vrea să se lase găsit de noi. Și chiar vine în întâmpinarea căutărilor noastre. De altfel, nimeni nu ar putea găsi dacă Dumnezeu nu ne-ar căuta. Dar nu insist asupra ceea ce face Dumnezeu, că El nu e absent, ci asupra atitudinii noastre în căutarea Lui. În ideea aceasta și încheie ideea, vă citesc și din Psalmul 27. Și vă rog să fiți sensibili la ceea ce în inima dumneavoastră se numește cercetarea Domnului în a-L căuta. Versetul 8. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caută. Citeam într-o carte despre un tânăr din fosta Uniunea Sovietică, Ashot, care atunci când și-a dat drumul pentru prima dată cu parașuta, nefiind experimentat, nu s-a declanșat, nu s-a deschis mecanismul și se ducea în gol. Și povestea el, am văzut în fața mea ca un chip hidos, neînțeles, tot a fost fracțiuni secunde, care îmi spunea să vreau sufletul. Îmi zice, în secundele următoare, vă dați seama, totul a fost derulat urgent, am scos un strigăt. Dumnezeule, scapă-mă! Apoi, imediat a raționat că mare încă o parașută de rezervă, a încercat să declanșeze și pe aceea. La fel a greșit. S-a mai repetat fazele astea două cu minus și plus. Și interesant, nu departe de el, un alt parașutist și-a dat drumul și a văzut ce se petrecea, dacă parașuta nu poți să te deplasezi cum vrei. Dar a avut un imbol puternic să facă ce poate pentru el. O rafală de vânt, cumva s-a agățat și a ajuns amândoi la sol. Un picior rupt, celălalt cu o mână ruptă. S-au pretenit ca doi frați de cruce. Și povestea cel ce era să fie victimă, iată ce mi s-a întâmplat. Peste ani au mai povestit cel puțin de două ori. Să fie ce la oare. Nu îmi lasă la biserică niciunul. Au trecut mai mult de 10 ani și într-o seară, când se întorcea de la serviciu, am privit spre cerul înstelat și a venit din nou acest îndemn. Dumnezeul există? Mâine îmi serbez ziua de naștere. Mi-am invitat cei mai buni prieteni. Îți spun adevărul, dacă aș ști unde să-ți trimit o invitație, te-aș invita să vii. Da, unde? Și remarcat de această dorință tainică. A ajuns acasă, a vopsit soției. Noaptea, interesant, visează, cum se vedea în pat, cu fața în sus, nu era tavan, dar nici n-a văzut nimic. Că auzit o voce. Fiindcă m-a invitat, voi veni și te voi salva. Dimineața i-a spus soției visul, ea i-a relatat de partea ei un coșmar și l-a pusese într-un vis. Aveau două fetițe s-au dus la grădiniță, un băiețel mai mic era acasă și l-a plecat să facă cumpărături pentru musafirii ce urmau să vină. Când a fost în curtea blocului, și-a amintit că și-a uitat banii. Dând să se întoarcă înapoi, soția lui era geamul deschis și zice, de ce te întorci? Pentru mormoneu. Stai că ți-l aduc eu. Când a ajuns lângă el în curtea blocului, s-a produs un cutremur de pământ. Puteți verifica, la sfârșitul anilor 70, orașul Spitak din Armenia a fost distrus în proporție de 80%. Când au văzut scena aceasta teribilă, el a zis, acesta e Dumnezeu care a zis că vine și mă salvează. La care ea adaugă, și ăsta e visul meu cu coșmarul. Dar fetițele s-a grădinit. El fuge peste dărâmături. Minunea era întreagă. Una dintre fetițe a avut, nu mai rețin din ce am citit, ori dureri de cap sau de măsele, și-a trimis o educatoarea pe cealaltă și era în curtea grădiniței. Le-a luat în brațe, s-a dus înapoi la soție și la copilaș și s-au pus prima dată pe genunchi în fața unuia pe care începeau să-l cunoască. Ulterior, acel bărbat a ajuns prezbiter. Nu știu dacă mai trăiește sau nu, dar în fața lui Dumnezeu și vii și morții sunt într-o evidență sigură. În al doilea rând, Asa a decis să împlinească legile și poruncile. Vă întreb direct iarăși.
Câtă greutate are pentru dumneavoastră ceea ce este scris? Vedeți, în țara aceasta, ca șofer, de exemplu, dacă știi că poliția nu-i severă sau dacă ți se pare că îi cunoști în plan local, mai încalci câte o regulă de circulație, așa e? Dacă cineva, știu eu, e bazat pe cineva într-o anumită instituție, poate că mai fintează așa câte o lege sau, știu eu, câte un paragraf, să nu spunem mai mult. Dumneavoastră, când citiți Biblia, ce imagine aveți în față? Eu v-aș propune una solemnă descrisă în cartea Exod. Dumnezeu s-a prezentat pe muntele Sinai, care era cu flăcări de fum și o trâmbiță răsuna cu putere. Și o voce rostea cuvinte. Și deși li s-a spus să păstreze distanță, ca să nu moară, totuși poporul a zis, dacă mai vorbește, murim cu toți. Și au spus lui Moise, să-ți vorbească ție, tu parcă ești dotat altfel. Și tu să ne spui nouă. Și noi vom asculta tot ce a zis Dumnezeu. Și a zis Dumnezeu, scrie în Deuteronom 5, e bună părerea lor, numai să asculte. Și tot în Deuteronom scrie, le voi trimite pe unul ca tine. Și se referă la Domnul Hristos. Cine îl va asculta, va fi fericit. Cine nu, se va pierde. Ce imagine aveți în față când citiți Biblia? A unui stăpân care locuiește în ceruri și pe care cerurile celor nu pot cuprinde. Oamenii poate se gândesc dacă este vorba de o autoritate severă la știu eu ce comandant puternic din lumea aceasta. La vreun general care nu permitea nicio abatere de la cuvântul său. Eu vă citesc din Noul Testament ca să nu fim doar cu imaginea din istoria lui Israel, Evrei, capitolul 12, versetul 25. Luați seama că nu cumva să nu voiți să ascultați de cel ce vă vorbește. Deci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte de cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce ne vorbește din cer. Și ce citesc în continuare, nu istorie, profeție, urmează. Al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta, voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea arată că noi am primit o împărăție care nu se poate clătina. Să-i aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc distruitor. Dragii mei, să-L privim pe Dumnezeu cu respectul care îi se cuvine. Și întreba Dumnezeu în cartea profetului Maleahi, scris în capitolul 1, dacă sunt stăpân, unde-i teamă? Dacă stată, unde-i cinstia? Să-L privim și cu aprecierea că noi am fost condamnați la moarte, dar El a decis să ne ierte și să ne mântuiască. Puteți să-L priviți pe Dumnezeu și ca o mamă care și-a dat viața pentru noi. Și spune ceva așa de la suflet. Dar scrie în Psalmul 50, Dumnezeu, Domnul vorbește. Și acolo scrie că unii pun cuvintele lui Dumnezeu înapoi a lor. Și le se pare că Dumnezeu uită, că au trecut ani. Dar într-o zi ți le va pune toate sub ochi. A fost la noi în biserică o vedenie interesantă. Se făcea că toți frații și surorile erau într-o sală de examen. Dar subiectele erau diferite. Și unii nu scriau, nu știau. Și spuneau, noi n-am fost când s-a predat lecția aceasta. Și supraveghetorul spunea, suntem siguri că nimeni n-a primit vreo întrebare din ceea ce lui s-a predat. Că și tocmai de aceea subiectele sunt diferite, fiindcă la unii cunoștința este mai mare și la alții este mai redusă. Dar nu este Dumnezeu de vină că a vorbit și n-ai luat aminte, că ai uitat, că n-ai băgat seama. De aceea să știm că într-o zi judecata începe cu noi predicatorul. Știți care e prețul cel mai mare care îl plătește un predicator? Iacov 3:1. O judecată mai aspră.
Dar, de asemenea, spune Roman 2, tu crezi că scap de judecată? Scap dacă împlinești. Că nimeni nu duce la tribunalul oamenii care n-au probleme, nu-și certați cu legea. Dar dacă riscăm, și tocmai aici este înșelăciunea diavolului, el s-a dus încă de la prima pereche. Ce a zis Evei? Oare? A zis Dumnezeu cu adevărat? El pune la îndoială și apoi în mărșăvia lui vine cu a doua teorie. Hotărât nu veți muri, auzi? Nu te pune cu diavolul că te bate în dialectică. El te lămurește până când poți să crezi că e altfel. Și o să-ți pară rău. De aceea, vă recomand din când în când să citiți Psalmul 119. Este o evidențiere stilată, aș spune, ținând cont de stilul în care este scris, a ceea ce este Cuvântul lui Dumnezeu. Iată cum începe. Fericii de cei fără prihană în carnea lor care umblă întotdeauna după legea Domnului. Așa să vă ajute Domnul. Amin. Fericii de cei ce păzesc poruncii lui care îl caută din toată inima lor. Observați cele două aspecte în bine. Să-L cauți pe Dumnezeu. Să fii cât mai aproape de El. Să-L înțelegi, să-L asculți. Și tot ceea ce ai aflat de la El ca și un copil credincios. Să împlinești. Și Dumnezeu se va bucura de tine. Slavă. Și tu vei fi fericit. Toate poruncile sfinte, spune Scriptura în Cartea de Deuteronom și nu numai, sunt date cu un singur scop. Nu ca să-și dovedească Dumnezeu autoritatea. Că El zice și se face. Și ca să fim noi fericiți. Dar Dumnezeu vrea să ajungem atât de aproape de inima Lui, încât să credem și să cunoaștem că voia Lui este bună, plăcută și desăvârșită. În asta constă frumusețea legii în Noul Testament. Legea nu mai apare ca și o forță, ca și o impunere. Și devine ceva bun și plăcut. De asimilat și de împlinit. Amin. Amin. Al doilea punct din subiectul nostru, revin la cartea 2 Cronici, capitolul 14, pe care îl prezint în cuvinte mai puține, este rezultat a ceea ce a făcut Asa până aici, a ceea ce v-am spus. Spune Scriptura aici, în versetul 5, partea finală, împărăția a avut pace sub el. A zidit cetăți, țara a fost liniștită. Domnul i-a dat odihnă. Să zidim cetăți, să ne îngrojurăm cu ziduri, turnul cu porți, cu zăvoare. Am căutat pe Domnul, l-am căutat și iată rezultatul. Ne-a dat o dihnă de toate părțile. Și aici aș menționa două lucruri. Cine îl caută pe Dumnezeu și îi slujește cu toată inima, are parte de grija lui Dumnezeu. Dispare teama, îngrijorarea, pentru că Dumnezeu ia asupra Lui toate problemele noastre. În Vechiul Testament, scrie în Deuteronom 28, dacă vei asculta, iată toate binecuvântările care vor veni peste tine. Și începe. De acasă, până la câmp. În Noul Testament, chiar dacă nu este promis un Canaan pământesc și avere, cum poate ne-am dorit uneori, așa-i? Iată ce promisiune avem. Citesc din Luca, capitolul 12, cuvintele Domnului Hristos, care ne asigura că odată ce intrăm în familia Tatălui Ceresc, scăpăm de griji. Citesc de la versetul 29. Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea, să nu vă frământați mintea. Mintea nu frământă cu căutarea lui Dumnezeu. Căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de... Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Și sunt date aici două exemple. Florile, pe care noi nu le egalăm niciodată, oricât s-a dezvoltat industria textilă și oricât ne-am îmbrăcat sau oricât ne-am cosmetizat, tot în urma lor rămâne. Drept dovadă că tot Dumnezeu stă mai bine cu desenul, cu designul.
E mai mare artist decât noi. Slăvit să fie. Și la alt exemplu sunt păsărelele. Câte soi și insecte și pești. Cine le poartă de grijă la toți aceștia? Numai Dumnezeu. Prin felul în care în providența divină rânduiește toate lucrurile în natură. Și atunci, dacă ne dă și veșnicia, dacă poartă de grijă și la aceste vietăți și la ceea ce l-a creat, unde rămâne grija noastră că ce-o fi mâine? E asigurată și poi mâine, dragii mei. Numai nouă, ni se spune să ne rezumăm la ziua de astăzi. Chiar dacă există vreo cruce de dus sau anumite probleme, astea au doar rolul pedagogic. Nu sunt canoane. Dacă vom fi credincioși Domnului, El cu siguranță îngrijește de noi. Chiar dacă uneori ne trece prin probleme și par lipsuri. Dar eu vă întreb, unde se vede mai puternică mâna Domnului? În hambarul celui bogat? Sau în oala aceea de făină ce nu se mai termină? Unde e minunea mai mare? E la fel de mare ca însăși Dumnezeul nostru. Apostolul Pavel a trecut și el prin probleme de sărăcie și la un moment dat scrie în Filipeni 4, versetul 11, m-am deprins să fiu mulțumit cu starea pe care îmi găsesc. Știu să trăiesc în belșug, știu să trăiesc în lipsă. Și are urare. Versetul 19. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă. Amin. Și dacă îngrijește Dumnezeu, e asigurată problema? Amin. Bineînțeles. Dar toate acestea în Iisus Hristos. Adică Domnul ne le dă pe deasupra. Sau zice în Romani 8. Cum nu ne va da toate lucrurile și are în vedere doar cele din viața aceasta? Și așa cum scrie în Efeseni 2, bogăția din viacurile viitoare. Așa că, frați și surori, în seara asta o să mergem liniștiți acasă cu ceea ce se va întâmpla mâine sau poimâine. Nu trebuie să verificăm ce se va întâmpla în curând, ci care este relația noastră cu Domnul. Pentru că El s-a angajat să ne poarte de grijă. Și când ne punem astfel de întrebări neprincipiale, o să ne se spună puțin credincioși. De altfel, suntem interesați. Suntem liniștiți că toată veșnicia o să ne poarte de grijă, dar e mare problemă până ajungem acolo, nu? Nu e problemă, că Dumnezeu este peste tot și le controlează îndeaproape, slăvit să fie numele. În 2 Împărați 7 scrie că Dumnezeu a anunțat pentru a doua zi care vor fi prețurile și diferența era prea mare față de ziua aceea în care nici nu prea existau produse pe piață. Și unul a spus, nu se poate asta. Dumnezeu, dacă ar compara acțiuni la termen, ne-ar sărăci pe toți mai mult decât a adus Iosif pentru faraon toată bogăția Egiptului. Dar pe cine credincioși spunea Solomon, iată la ce trudă îi supune. Să se frământe, să trudească, pentru că altfel ar face prostii mai multe și mai mari. Însă noi, ca și credincioși, știm că Dumnezeu îngrijește de noi. Amin. Și în al doilea rând, pe lângă faptul că ne poartă de grijă. Și dacă vrea pe unul să-l facă bogat, nimeni nu-l împiedică. Și dacă vrea pe unul să-l păstreze sărac, poate face, chiar dacă e vremea de foame. În al doilea rând, pe lângă acest har mare, Dumnezeu ne dă pace, odihnă, liniște, bucurie. Și asta e mult. Spune Scriptura în Eclesiastul capitolul 2. Solomon se destăină. A avut de tot. Dar nu s-a putut bucura de el. Și spune el, generalizând fenomenul, versetul 25. Cine adevăr poate să mănânce, se bucure fără el? Că cel de omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie. Asta e suplimentul pentru sfinți. Bucurie, odihnă, pace, liniște. Roada neprihănirii e pacea și liniștea pe vecie. Și observați diferența. Dar celui păcătos îi dă grijă să strângă și să stea cu grijă. Și cei din afară au, dar n-au pacea și bucuria care o lasă Domnul peste cel credincios. De aceea scrie și în Psalmul 4, când ai mai multă bucurie, chiar dacă am mai puțin. Acesta este
un preambul care anticipează împărăția lui Dumnezeu unde va fi nu doar belșug, ci pace și fericire, liniște de plină. Domnul să vă dea pachetul acesta întreg. Amin. Și acum mă întorc pentru un punct al treilea la pasajul din 2 Cronici. Și vreau să observăm că după ce ne întoarcem la Domnul și vrem să umblăm în căile Lui, se face voia Lui. Și este corect. Și este bine. Și de dovadă Dumnezeu ne poartă de grijă, ne binecuvântează și lasă peste noi pace și îndurare. Dragii mei, încă suntem pe pământ și apare o problemă. De ce Asa a trebuit să construiască cetăți cu ziduri, cu porți și zăboare? De ce avea o armată de 580.000 de soldați? Fiindcă mai sunt pe pământ dușmani și s-a evit un război, mișcare masivă de trupe din Africa, o armată de 1.000.000 de oameni. Și acum ar fi numeroasă. Și când și-a dat seama ce se întâmplă, a apelat la Domnul. Vreau să vă spun cu sinceritate că de îndată ce îl căutați pe Dumnezeu, asta înseamnă că l-abandonați pe diavolul. El vă poate urmări. Pentru că aici am citit, versetul 3, a îndepărtat altarele Dumnezeilor străini, înălțimile, a sfărâmat stâlpii idolești, a îndepărtat de toate cetățile înălțimile și stâlpii închinați soarelui. Pentru că este de la sine înțeles. Când îl cauți pe Dumnezeu și te apropii de El, te îndepărtezi de diavolul și abandonezi toate lucrurile rele. Și mai degrabă sau mai târziu, El va riposta și te va ataca. Diavolul are tactica lui. Întâi încearcă să te momească. Vieții evrei n-au pierdut Canaanul prin războaie. Că Dumnezeu s-a dovedit ca și aici că intervine și dă biruințe. L-au pierdut fiind înșelați. Amăgiți. La fel în vremea din urmă. Unii se tem ce va fi cu numărul fatidic 766. Dragii mei, grija noastră nu trebuie să fie să nu pună diavolul ștampila pe noi, ci grija noastră trebuie să fie să o pună Dumnezeu. Amin. Pentru că am spus cuiva așa mai ciudat oarecum. Zicea, auzi, eu mă tem de 666. Și am zis, vezi că te apropii de 665. Adică cei care s-au complăcut cu diavolul, cu lumea, cu păcatul, credeți că vor putea într-un final să facă ceva? Nu. Va fi acel efort zadarnic al lui Samson. Pentru că Domnul se depărtase de el. La tot ce am spus până aici, vreau să facem proba operațiilor. Drept dovadă că v-ați apropiat de Domnul și că îi slujiți cu toată inima, ați renunțat la tot ceea ce ține de lume și de păcat? Vă citesc din 1 Ioan, capitolul 2. Este foarte simplu de înțeles, versetul 15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Evident că nu ne referim aici la natura creată de Dumnezeu, nici la tehnologia pe care Dumnezeu ne-a dat capacitatea să o dezvoltăm. Asta toate sunt bune. Și ne referim la sistemul demonic al păcatului. După cum bine spunea un bătrân, după ce l-au purtat copiii lui prin Europa și am văzut atâtea. Măi, de ce sunt în stare oamenii? Numai de păcat nu se pot lăsa, zicea bătrân. Drept. Dar asta e dovada că noi abandonăm sistemul demonic și că îl purtăm pe Dumnezeu. Pentru că este o bătălie pentru noi și pentru pământul acesta. Noi cu cine votăm? Cu Dumnezeu, fiindcă El este Creatorul și sistemul Lui este bun și ascultăm de El? Sau prin modul nostru practic de viață, dăm gir undelor demonice, care acționează la nivelul gândirii și ne afectează trăirea? Spune în continuare Ioan aici, dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui, nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești. Pofta ochilor și lădrușia vieții nu sunt de la Tatăl, ci din lume.
Are lumea aceasta lucruri valoroase? Tot ce este păcăleală, amăgire. Asta începând de la idolii din Antichitate, ce originează la Babel, și până la idolii actuali, diavolul, prin tot ceea ce poate, încearcă să-i atragă pe oameni. Uite, astfel există o gamă variată de actori, diverse sporturi, și câte alte pasiuni sunt în lumea aceasta care pot să-i atragă pe oameni. Și diavolul, uite, așa ne amăgește. Ție ce-ți place? Poftim un cadou, ține ceva. Dar toate astea nu oferă o adevărată satisfacție. În copilărie am fost și eu afectat de microbul, să-i spun așa, microbismului. Cât sufeream dacă pierdea echipa favorită. Știam pe de rost, din memorie, toate echipele de la campionatul mondial a fost atunci în Spania, în 1982. Le spuneam în 2 minute și nu știu câte secunde record, 24 de echipe au 11 jucători. Și asta mă pasiona, dar acum te bucurai, mâine te întristai. Ei, doar ideea că e fair play și că este onestitate, da, de unde, o industrie întreagă la care s-a amestecat și politicul și... Cum spunea un boxer care se apocăie, zice, măi, n-am știut nici să o coti bine, atât am știut să mă bat. Dar zice, umblau cu mine oameni mari de stat că le plăcea box. Asta este realizare mare. Atunci ei erau atrași de înălțimi. Nu aveau ecrane ca și acum, nu erau stadioane ca și acum. Pentru ei tot distracția era pe vârful unui deal, unde e potrivit principiilor de religie cananite, se adunau și ei mâncau, se distrau și în final și destrăbălau. Culmea este, oamenii spun, domne, astea sunt bucurii, plăceri care ți le dorești în viață. Dar întrebarea mea este, de ce nu vă puteți bucura fără păcat? Că Dumnezeu te lasă să te bucuri. Nu te lasă Dumnezeu să ai soție? Dar Dumnezeu îți spune să o păstrezi până la moarte. A, oamenii au crezut că este mai grozav să-ți dea libertate să mai iei încă una. Și până la urmă n-a fost bună nici a doua. Și până la urmă nu-i bună nici a treia. Vine într-o zi un profesor și spune, domnule, acum îmi dau seama că dacă mă pocăiesc, că trebuie să mă aleg o fată să mă căsătoresc cu ea și gata. Zic, da. Mi se părea prea diferit de ceea ce practica el în prezent. Și apoi vine după câteva zile și spune, m-am tot gândit. Dar să știți că i-ar fi mai bine. Păi bineînțeles că mai bine. Ce n-ar trebui să mă ascund? Stai pe listă niște cheltuieli suplimentare, o viață duplicitară? Lumea asta n-are fericire. E doar păcăleană. Să nu creadă cineva că dacă se pocăiește, noi cerem să renunțe la niște lucruri bune. Sunt aparent bune. Ele sunt gunoi 100%. Mă, nu o să renunți la ele până nu te convingi. Până îți dai seama că nu merită, că n-au valoare. Ei, dar când renunți la lume și la tot ce cuprinde ea, la stricăciunile din ea, diavolul se va revolta. Cum mi-ai părăsit domeniul și tu votezi cu Dumnezeu? Da, și din toată inima. Și poate să aducă împotriva ta ispite, represalii sub diverse forme. În situația aceasta, ce veți face? Asa, când s-a văzut pus în fața războiului, s-a rugat cu următoarele cuvinte. Doamne, Dumnezeul nostru, ce bine să ai Dumnezeu în ziua de criză. Cum a întrebat cineva pe bună dreptate, unde-i Dumnezeu? Unde a fost când s-au prăbușit turnul în anul? Și s-a răspuns, l-au dat afară. Și din școli, și din alte instituții, și s-a retras. În ziua necazului vor vrea oamenii să apeleze la Dumnezeu. Și atunci se va da proba adevăratei noastre relații cu El. Pentru că în viața asta noi suntem neputincioși, în fața morții, în fața unor oameni rău intenționați, în fața unor duhuri. Noi suntem ca niște miei în mijlocul lupilor. Apărarea noastră stă în Marele Păstor. Dragii mei, rămâneți aproape de El.
Aparent, distracțiile lumii pe tineri sau și de alte vârste, poate, cheamă departe de Dumnezeu. Spunea Domnul Hristos că mulți vor căuta târziu pe Domnul și vor fi afară. Și de ce vor vrea să intre, dacă i-a tot chemat și n-au intrat? Se va schimba vremea afară. Spune Scriptura, sunt însăși cuvintele Mântuitorului ca 21, lucrurile care se vor întâmpla pe pământ îi vor îngrozi pe oameni. Și atunci vor încerca să apeleze la Dumnezeu. Dar este o vreme de mântuire. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. S-a rugat Asa și a spus, Tu ești Dumnezeul nostru, să nu iasă de uitor omul. Și Dumnezeu a rezolvat foarte simplu problema, că pentru El nimic nu-i greu. Așa după cum s-a întâmplat câteva generații mai târziu, regele Ezechia era asediat în Ierusalim, și asirienii spuneau cu fală, noi am distrus toate cetățile până la voi, am trecut cu tăvălugul peste ele. Cine-i Dumnezeul vostru să ne împiedicăm? Și Ezechia a luat scrisoarea și a pus-o în poștă să se ducă la Dumnezeu. Și au mai trimis câțiva credincioși scrisori sus. Și a trimis Dumnezeu un răspuns scurt înapoi, spune-mi în cetatea asta nu pune piciorul. Trimite un soldat din cer să rezolve problema. Și au omorât 185.000. Și ceilalți s-au dus acasă, dar nu au fost liniștiți nici acolo. Și acel rege îngânfat a fost ucis de însăși copiii lui. Și episodul s-a încheiat. Că așa s-a întâmplat cu toate imperiile pe pământ și cu toți oamenii tari și mari. Numai Dumnezeu rămâne. Și rămân credincioșii lui. Frați și surori, spun în încheiere, verificați-vă dacă vă este toată inima Domnului prin îndrăzneala care o aveți la El în ziua în casul lui dumneavoastră. A urmat un alt război. Și de data asta, Asa nu s-a mai rugat. Pentru că la bătrâneți au fost niște breșe în starea lui spirituală. Și spune Scriptura că l-a mustrat Domnul, citesc din capitolul 16, versetul 8, sunt cuvinte profetice. Etiopienii și libienii, acea armată de 1.000.000 nu era mare și totuși Domnul i-a dat în mâinile tale pentru că te sprijinisei pe El. Căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe aceea căror inimă este întreagă a Lui. Și rostește o sentință că în continuare va avea probleme. Dar, dragii mei, țineți minte ce vă spun. Acum se promovește o pocăință ieftină. Se merge până acolo încât Domnul Iisus este acceptat ca Mântuitor, dar nu ca și Domn. Știți, teologia morții lui Dumnezeu din deceniile trecute spune că El este Creator. Dar ne-a lăsat pe noi și avem libertate de plină. Nu se amestecă în grădina noastră. În grădina noastră vine diavolul dacă nu-i Dumnezeu stăpân. Și când te duci să apelezi la Dumnezeu, îți verifică actele. Să vezi dacă sunt plătite taxele la zi. Dacă ai fost credincios în declarație. Și vă dau un exemplu. Frații lui Iosif l-au vândut robul nevoie. Și-au trecut ani. Și i-au rămas cu avere. De lei la oapt și haina. Au mai făcut ceva bănuți pe seama vânzării. Însă s-au schimbat lucrurile. Iosif a ajuns la mare cinste pentru că Dumnezeu era cu el. A încercat soția lui Potifar, diavolul, prin ea să-l îngenuncheze. N-a putut. Domnul a fost cu el și l-a înălțat. Și vin frații lui să ceară pâine. Scrie în Genesa 42. Și deodată Iosif pare sever și trei zile la arest cu toți. Și în loc ei să spună, nicio problemă, noi îl avem pe Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob și ne scapă. Asta spuneau. Dar ce ziceau? Vă amintiți? În urmă cu 20 de ani, noi am vândut pe fratele nostru. Dar cine le-a adus aminte? Procurorul. Conștiința. În ziua necazului o să te lămurești cât ești de pocăit. Dacă ai îndrăzneală sau nu la Dumnezeu. Și o să se lămurească și alții dacă te ajută sau nu Dumnezeu. Acum avem libertate. Să-i slujim din toată inima sau cât vrem noi. Da, dar să știi că diavolul va ataca.
Spune Scriptura, citesc din Efeseni capitolul 6, o referință categorică, generală, să știm să facem ce a făcut Asa. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăria Lui, îmbrăcați-vă cu toată armătura Lui Dumnezeu. Și ascultați, milionul demonic din ce este compus. Domnii, căpetenii, stăpânitori întunericului acestui veac, duhul răutății care sunt în locurile cerești. Și nouă ce ne trebuie? Armătura lui Dumnezeu, o relație bună cu El și poate să vină diavolul când vrea, când apoi să meargă fugând. Că e scris. Supuneți-vă lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolul și El devenit vine. Vrem să fim corecți cu dumneavoastră. Dacă vă pocăiți, o să aveți probleme. Dar în aceste probleme, noi suntem cu Domnul. Îl chemăm în ajutor și El ne izbăvește. Așadar, vă propun să-L căutăm pe Dumnezeu cu toată inima. Și să-i slujim cu toată inima. Apoi să fim încredințați că ne poartă de grijă și ne dă pace și liniște. Și când lumea asta se stresează, un termen actual, general, noi putem cânta. Vor fi însă și zile nori, când vor fi probleme. Dar spunea psalmistul, chiar război te-ar porni împotriva mea, tot plin de credere. Atunci se vede Dumnezeul nostru. Atunci îi strălucește lumina. Când se descoperă și cum zicea David, trece peste ceruri și ne vine în ajutor. Și atunci mai strigăm o dată, aleluia, adică lăudat să fie Domnul. Asta pentru o vreme. Războiul va ținea până la sfârșit, dar vine sfârșitul și rămânem numai cu Domnul, cu bucuria, fără război. Amin.